stima de sine are legătură cu sentimentele mele față de propria în persoană. Că dacă întreb un copil de 3 ani, tu ce-ai schimbat la tine dacă ai putea? O să fie, cum să schimb? De ce să schimb ceva la mine? Și răspunsurile pe care ei le au sunt absolut delicioase. Adică dacă ar putea să schimbe ceva la ei, ei și-ar pune aripi. Adică ar vrea să fie supereroi, să poată să nuată pe sub apă, să alerge mai repede decât un ghepard. Pe când dacă ne-ai întreba pe noi, tu ce ai vrea să schimbi la tine? Sunt multe lucruri negative care vrem să le tăiem. Da, un singur lucru să schimb la mine, un singur, nu pot mai multe, te rog. Și începem, că avem picioare crăcănate, că suntem prea ascunși sau prea înalți, sau prea slabi, sau prea grași. Sau... Deci, pentru noi, imaginea a devenit principalul factor care ne definește pe dinăuntru. Bun regăsit, dragi prieteni, la O Inimă cu Minte. A avea inima cu minte nu înseamnă să ai o inimă ștearsă, fadă, o viață fadă, ci din contră, o inimă plină de stimă de sine. Despre asta vorbim astăzi. Vorbim despre un factor și un principal ingredient pentru succes, și anume stima de sine. Împreună cu noi este un invitat de seamă pe care l-am mai avut împreună cu noi. Bine ai venit, bine ai revenit, Urania Cremene. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, Daniel. Uite, vorbim astăzi despre un subiect foarte, zic eu, foarte interesant și care combină foarte frumos acest echilibru interior dintre inimă și minte. Și vreau să intrăm direct în subiect. Înainte, vreau să-ți pun o întrebare, pentru că lumea te cunoaște ca și expert în parenting, ca și fondator al programului All About Parenting. Tu mergi prin țară, ții seminare și tocmai ai început un nou seminar, ai creat un nou seminar despre stima de sine. Însă până să te cunoască oamenii așa și să fii cunoscută la nivel larg, succesul nu vine peste noapte. Din 2010 am aflat în emisiunea anterioară că tu ai început să faci aceste seminare. Până acum, parcursul tău cum a fost? Pentru că succesul într-adevăr nu vine peste noapte. Cred că la mine e vorba despre o mare pasiune care se numește învățarea, o mare curiozitate, care are rădăcini încă de la naștere din familia mea, când toată lumea învăța. Și a fost dintr-una într-alta, știi? Adică în momentul în care mă apuc să citesc ceva, găsesc o referință, mă duc la referința respectivă, când acolo mai găsesc două cărți, le citesc și pe alea și tot așa. Adică îmi place foarte mult sentimentul pe care l-am în momentul în care îmi provoc aha-uri, îmi place foarte mult treaba asta și îmi place extrem de mult să văd când provoc aceste aha-uri în alții, în momentul în care prezint informația într-un mod în care se așează nou. Că eu cred că nu inventăm nimic niciodată, doar ne aducem aminte de lucruri și le redescoperim. Și le punem într-un alt context mai larg, pentru că până la urmă despre asta este, despre cum iei o informație și o folosești în mai multe domenii și despre cum legi practic tot ce înseamnă știință și semiștiință sau pseudoștiințe, cum le pui la oaltă și cum le folosești frumos în folosul tău și în folosul altora. Și succesul meu cred că pe asta s-a bazat, pe multă muncă, pe mult drag, pe mult entuziasm, pe multe piedici, am și căzut, m-am ridicat și pe mult sprijin, foarte mult sprijin din partea celor care lucrează în echipă cu mine. Ești și tu parte dintre ei. Mulțumesc. Altfel nu se poate. Suntem fiecare într-o mică contribuție la tot ce înseamnă o schimbare la nivel de țară, mi-o doresc eu. Asta este una dintre lucrurile care m-au atras așa spre echipa ta, că într-adevăr ai propus echipei tale să schimbăm România. Uh-huh. Și asta eu e chiar un cred lucru că se extraordinar. Poate. Este extraordinar. Uh-huh. Hai să vedem ce rol și ce rol joacă stima de sine în succesul, nu numai al tău, ci și al oamenilor în general. Uh-huh.
când se aude despre stimă de sine, sunt două tipuri de reacții. Oamenii, unii sunt care vreau și eu mai multă și alții spun, a, lasă că am văzut eu suficienți oameni cu stima de sine cu nasul pe sus. Așa este. Hai să definim puțin termenii și să diferențiem în așa fel încât să înțelegem ce e cu stima asta de sine. E bine să facem curat, mai cu seamă că suntem în spațiu în care suntem și ne ascultă oamenii care ne ascultă, pentru că în acest popor, mai cu seamă în religia ortodoxă, modestia este pusă la rang de cinste. Și aș vrea să... Modestia sau umilința? Amândouă. Dar și modestia, nu? Un om modest este apreciat versus unul care se fălește. Și acum scuze-mă că vrei să spui că modestia este contrară stimei de sine? Nici de cum. Asta vreau să facem curat, știi, că atunci când spunem despre un om care stima de sine sus, nu înseamnă nici de cum că e arogant, nu înseamnă nici de cum că este un egocentrist sau că are, cum îmi place mie să spun, o grămadă de pene multicolore desfăcute în spatele lui ca un păun și se fălește cu asta. Aceea nu-i stima de sine. Stima de sine are legătură cu sentimentele mele față de propria în persoană. E un exercițiu extrem de intim pe care îl propun la propriu celor care vin în sălile de curs. Așează-te în fața unei oglinzi și încearcă să vezi cum simți despre tine, despre cât de valoros te consideri, despre cât de demn de respect, demn de iubire, cât de mulți bani dai tu pe tine. Asta este stima de sine, este eu cu mine. Și da, e un exercițiu la care cei mai mulți adulți scorează prost. Mult în acest spațiu în România, uite, există un specialist pentru care am un respect foarte mare, este psihologul Daniel David, cercetător, profesor, și a scris o carte fabuloasă, dovada unei munci extensive pe care o face în această direcție, care se numește Psihologia poporului român. Și el povestește despre această stimă de sine scăzută a românilor și explică de ce, plus că dărâmă o serie de mituri despre cum ne considerăm noi românii față de alte popoare. În fine, cert este că noi am fost educați preponderent prin gura satului, știi? Cu ajutorul gurii satului. Mai exact, copiilor li s-a spus, nu țipa că se uită lumea la noi. Nu arunca hârtii pe stradă, că e rușine. Nu țipa la mine, că se uită toată lumea. Ne facem de râs. Mm-hmm. Sau de băcănie, am auzit expresia asta în multe părți din țara asta. E bine, această modificare a comportamentului înspre unul adecvat, agreat social, civilizat, cu ajutorul motivații externe, până la urmă se uită alții la noi, duce la o lipsă de valoare a comportamentului per se. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă nu poți să țip la tine că se uită lumea la noi, dacă suntem doar noi doi acasă, pot să o fac, că nu se uită nimeni. Păi dacă ne facem de râs, dacă aruncăm hârtii pe jos, înseamnă că dacă sunt în pădure și nu mă vede nimeni, pot să arunc hârtii pe jos. Dacă nu e poliția la colț, poți să trec pe roșu, dacă și așa mai departe. Exact, exact. Ori asta este o fugă de responsabilitate față de propriile alegeri. Asta îmi descarcă mie propria putere. Eu nu mai am putere. O dau altora. Este despre alții mereu. Nu e despre mine, ce aleg eu să fac și consecințele pe care eu mi le asum ca individ. Și atunci ne trezim în această stare în care credem că suntem lipsiți de putere, credem că nu avem control asupra existenței noastre, și asta vine cu un soi de fatalism care este propriu acestui popor, pe care, din păcate, îl așezăm în divinitate. Dacă ceva ne merge bine, este pentru că așa a vrut Dumnezeu, dacă ceva ne merge rău, la fel. Ori sigur că divinitatea joacă un rol extrem de important în spiritualitatea și în așezarea în sine a unui individ, dar nu putem descărca întreaga noastră responsabilitate și liberul arbitru până la urmă pe divinitate. Exact. Și asta ne golește de stimă de sine. De aceea e important cum mă simt eu cu mine, e important ce identitate am, care este răspunsul la verbul eu sunt,
ce pot să fac, ce capacitățile mele, cum mă simt eu capabil să trec peste vicisitudinile vieții, peste provocările pe care le am în această existență, cât de bine stau eu pe picioarele mele și, în ultimul rând, cum simt eu că pot face alegeri în viața mea versus a fi o marionetă în mâinile unora și altora, așa spune, e, asta e, da? Nu e în controlul meu. Și avem această abordare, din păcate, și uite, eu mi-am propus să schimb treaba asta. Excelent. Mi-am propus să iau această carte ca dovada ceea ce suntem noi, dar noi știm asta, nu trebuie să vină neapărat Daniel David să ne spună asta. Dar e fain să citești și miturile pe care el le demontează. Dar să iau această statistică a poporului român care are o stimă de sine scăzută, care este motivat extern, care este ambițios, dar ambiția tot din motivație externă vine. Nu este o așezare pe o cale din motivație internă pentru a contribui, pentru a-mi fi mie bine și pentru a mă ridica atunci când cad, ci vreau să demonstrez altora. Exact. Și atunci românii își pun această energie la treabă, dar pe termen scurt. Am casa mai mare decât a vecinului, da, mașina. Uite, Huta Certeze. Ai auzit oare de Huta Certeze? Eu am locuit lângă Huta Certeze. Excelent. Și treceam aproape lunar pe acolo. Excelent. Știi, pe lângă asta, pe lângă felul în care este România și spiritul și psihologia poporului român, lucrurile acestea se combină și cu ceea ce se întâmplă în social media, de exemplu, pentru că astăzi foarte mult oamenii, tineri în special, care stau cu telefoanele, cu Instagram, cu Facebook în mână, se orientează spre imagine, să arate bine. Da. E posibil ca să am o foarte bună imagine, dar să am o stimă de sine scăzută. Asta este ceea ce se întâmplă în general. Imaginea de sine versus stima de sine este imaginea din oglindă. Și are legătură cu gândurile mele, nici de cum că suntem la o emisiune despre inimă și creier și minte. Are legătură cu gândurile mele despre cum mă percep ceilalți. Este această întrebare continuă. Asta e imaginea de sine. Da, asta e imaginea. Oare ce spun ceilalți? Da. Oare ce spun ceilalți? Da, oare ce cred ceilalți despre mine? Da, oare ceilalți mă consideră frumos, frumoasă, deștept, deșteaptă, valoros, valoroasă? Câți bani dau ceilalți pe mine? Iarăși cu ghilimele de rigoare. Ori asta este o întrebare care continuu are nevoie de confirmări. Pentru că dacă aceste confirmări nu vin continuu în aprecieri, în laude, în numărul de like-uri mai nou, eu nu simt despre mine că sunt valoros și nu încarc această stare de satisfacție până când nu vine cineva din afară să-mi spună bravo, ai făcut bine. Și această motivație externă care necesită continuu hrănire mă pune într-o situație, pe cel care are o stimă de sine scăzută, că până la urmă e o stimă de sine scăzută, într-o situație mereu incertă. Mereu incertă. Mereu am nevoie să știu cum sunt. Și dacă nu îmi vin aceste aprecieri, cad. Cad de pe picioare. Deci da, pot să am o imagine de sine foarte bine conturată și în general cei care se concentrează pe asta o și au. E mult mai ușor să-ți construiești o imagine decât să o stimă. Acum da. Acum aș spune că da. S-a vorbit ani de zile despre forma fără fond. Am ajuns în apogeul formei fără fond, în care, da, riscul este că în momentul în care această oglindă 360, că e de jur împrejur, eu am nevoie de a tot timpul să mă sprijin, dispare. Dacă ea dispare, eu cad. Presupunem că luăm un om, îl luăm de aici, în ce face acum, în cine este el identitar, în jobul pe care îl are, rolul social, banii, habar n-am, și îl mutăm în Sri Lanka. Unde este un nimeni? În momentul în care încrederea în noi, felul în care ne percepem, depinde de aceste etichete care sunt identități, care de fapt nu suntem noi, și spunem despre noi, eu sunt specialist în parenting, eu sunt mama lui Amos, eu sunt soția lui Valentin, bun, dar dacă toate astea ar dispărea, e posibil să dispară, așa-i? Tu cine mai ești? Dacă noi ne definim prin aceste roluri și nu ne încărcăm pe dinăuntru în a spune
acum aleg să fiu expert în parenting, pentru că asta îmi place să fac enorm și simt că eu contribui, dar pot la fel de bine să gătesc zacuscă și să fac din asta o afacere, pentru că o să fac cea mai bună zacuscă. Lucrurile astea se schimbă. Iar dacă eu voi fi doar mama lui Amos și el pleacă din viața mea și trăiește în altă parte, eu simt că pic de pe picioare, ceea ce se întâmplă în cazul foarte multor oameni care nu mai știu cine sunt când și-au pierdut jobul, care nu mai știu cine sunt când au divorțat, care nu mai știu cine sunt când s-au mutat în altă țară și așa mai departe. Scuze-mă, am avut o revelație. Mă bucur. Pentru apropo că... de momentele da, de aha. Da, pentru că, vezi, până acum eu înțelegeam stima de sine ca ceva fix. Aha. Ca ceva care ți s-a conturat și stă pe picioarele ei, însă ea evoluează. Este extrem asta. De fluidă. Exact. Și, da. Și practic nu ține de ceea ce faci într-un anumit moment, ci despre cine ești. Exact. Cine ești tu, indiferent de ce faci. Exact. Este da. O alegere să faci ce faci, dar tu nu ești ceea ce faci. Tu nu ești definit de ceea ce faci. Absolut. Este extraordinar acest gând. Mulțumesc. Da, mă bucur mult că am ajutat la asta. Da. Și pentru tine și pentru cei care ne urmăresc. Asta este stima de sine. Și eu am credința că tocmai pentru că ai noștri copii se nasc fără imagine de sine. Ei se plac așa cum sunt. Știu toți părinții treaba asta. Adică dacă întreb un copil de 3 ani, tu ce-ai schimba la tine dacă ai putea? O să fie, cum? Să schimb? De ce să schimb ceva la mine? Și răspunsurile pe care ei le au sunt absolut delicioase. Adică dacă ar putea să schimbe ceva la ei, ei și-ar pune aripi. Adică ar vrea să fie supereroi, să poată să nuată pe sub apă, să alerge mai repede decât un ghepard. Pe când dacă ne-ai întrebat pe noi, tu ce ai vrea să schimbi la tine? Sunt multe lucruri negative care vrem să le tăiem. Da, un singur lucru să schimb la mine, unul singur, sigur nu pot mai multe, te rog. Și începem, că avem picioare crăcănate, că suntem prea ascuns sau prea înalt sau prea slab sau prea gras sau... Deci pentru noi imaginea a devenit principalul factor care ne definește pe dinăuntru. Și din păcate e din ce în ce mai mult, asta tocmai pentru că vorbeai despre social media. Deci, întorcându-mă, cred că tocmai pentru că copiii se plac pe ei așa cum sunt, deci avem acest minunat start în viața unui copil de a clădi pe cine este el de fapt și a-l ajuta să înțeleagă ce-i cu imaginea asta de fapt și că frumusețea e dată de multe feluri și că e perfect așa cum este. Putem să creștem copii cu stimă de sine, chiar dacă noi nu o avem acolo unde ne-am dorit. Și ghiște, pe măsură ce educăm la ei, sau îi educăm pe ei, ne educăm și pe noi. Să ne întoarcem mai mult la noi. Da, acum, legat de stima de sine și succes. Da. De ce e atât de mare legătura între stima de sine și succes? E foarte simplu, e foarte simplu răspunsul. Pentru că în momentul în care mă concentrez pe mine, pe stima mea, pe sentimentele mele și îmi răspund la întrebarea de ce fac ceea ce fac, eu voi ajunge să fac pe calea mea, în viața mea, lucrurile pentru care eu sunt hăruit, pentru care am aplecare, pentru care am entuziasm, la care mă pricep cel mai bine. Că am vorbit în emisiunea trecută despre diferența între a fi cea mai bună manicuristă și a fi un inginer submediocru. Dacă ești cea mai bună manicuristă, nu ai cum să nu ai succes. Pentru că lumea se va buluci la ușa ta. Poți crește prețurile, poți să-ți faci propriul salon, poți mai târziu să dezvolți o nouă metodă prin care se fac unghiile tehnice. Tu știi la ce mă refer. Dacă mergi pe calea ta alegând cu stima de sine, deci pentru tine, nu ai cum să nu ai succes. Și ghiște, dacă te concentrezi pe stima de sine, deci pe motivație internă, nu are cum asta să nu se reflecte într-o imagine pozitivă. Deci imaginea ta se va îmbunătăți în afară, pentru că oamenii te vor percepe a fi autentic, oamenii te vor percepe a aduce valoare, a ști ce spui, nu? Le crește respectul pentru tine, indiferent ce domeniu ai. Omul se pricepe la chestia asta, vor să fie în preajma ta, vor să învețe de la tine. Deci, dacă te concentrezi pe ce e înăuntru, crește și ce e în afară. Dacă te concentrezi pe ce e în afară, ce e înăuntru începe să devină din ce în ce mai putred. E cât se poate de simplu. Am văzut câteva lucruri despre cum ne
sabotăm stima de sine. Hai să vedem și moduri concrete de a ne clădi stima de sine. Atât nouă înșine, cât și copiilor noștri. Sunt trei elemente aici pe care le-am amintit. Primul element ține de identitate. Asta în legătură directă cu teoria autodeterminării pe care eu o predau ca fundament al metodologiei All About Parenting. Nevoia de conectare este una cu care ne naștem. Vreau să fiu văzut, valorizat, respectat, unic. Da? Asta înseamnă că eu trebuie să știu cine sunt pentru a ști cui aparțin și cine mi-aparține și care e rolul meu în societate. Iar această identitate se clădește în relație cu familia. Dacă eu îi spun unui copil ești leneș, pus o etichetă. Da. El își ia această etichetă și o pune în frunte și se va comporta conform etichetei. Sunt leneș. Sunt leneș. Dar dacă sunt oare cooperant, dar dacă sunt amuzant, dar dacă sunt de ajutor, dar dacă sunt un om foarte plăcut, în preajma cărora celorlalți le face plăcere să fie, având atenție noi părinții la ce etichete așezăm copiilor noștri, ajutăm la creșterea seminței care sunt ei. Pentru că plecăm de la sămânța pe care o avem, eu spun de fiecare dată asta, adică am primit o sămânță de plop, un copil e o sămânță de plop, sau o sămânță de brad. Dacă eu încerc să plantez sămânța asta de plop în vârful muntelui și să o fac brad, nu o să iasă nimic. Adică o să fie un plop foarte nefericit dacă o să trăiască. Și atunci lucrăm cu semințele pe care le avem. Asta înseamnă că, identitar vorbind, un copil mai degrabă introvert nu va fi scos din lumea lui și pus pe scenă să facă, actorie, pentru că nu o să-i fie bine acolo. Exact. Bun. Deci unul este etichetele pe care le punem. Identitatea. Da. Mai apoi este zona de competență. La ce te pricepi? La ce poți tu să fii bun? Și aici iarăși lucrăm cu sămânța pe care o avem și clădim în copiii noștri continuu această convingere că sunt într-un proces continuu de învățare. Prin feedback echilibrat, prin ce au făcut bine, prin ce au de îmbunătățit, prin a pune mai degrabă accentul pe plusuri decât pe minusuri. Uite cât de mult ai învățat deja. Stop aici, că vreau să te, da? Să te accentuez mulțumesc aici. Mulțumesc că faci asta. Mie, da. Dacă îmi dai drumul la buton, da, mulțumesc. De obicei, părinții, atunci când văd că al lor copil scârție la o anumită materie, acolo bagă meditații. Mm. Da? Tu, din contră, ai spus că trebuie să accentuezi zonele în care el excelează. Da. Adică vrei să spui să-i dau meditații în zonele unde el are cele mai bune note? Exact. Este contraintuitiv. Dacă am un copil bun la matematică și mai puțin bun la română, da, părintele va alege să-i pună meditații la limba română. Ce se întâmplă este că această zonă de plus cu această zonă de minus, în timp, se vor neutraliza. Nu avem energie să depunem aceeași cantitate de efort, timp, pasiune în a păstra zona de plus și a o crește și pe asta de minus, mai cu seamă dacă scârție rău. Sunt șanse foarte mari, sigur luăm tot ce spun eu acum, a fi o filozofie care se aplică general, nu neapărat în toate situațiile, da? Această poză se va aplatiza. Și ce facem lucrând continuu la zonele de minus este că vom crea mediocrul perfect. Ceea ce în general educația formală face. Îmi pare rău să spun treaba asta, dar pentru asta există educație formală, pentru a crea indivizi corecți, integrați social, care respectă reguli, care fac ce au de făcut, nu ies în care nu ies, afară. Da, care nu fac greșeli majore, dar nici nu sclipesc. Școlile noastre nu sunt făcute să crească genii sau lideri, sau nici de cum. Aici avem noi treabă, părinții, să hrănim. Eu spun tot timpul, Simona Halep nu a făcut meditații la matematică, adică nu vreau să o jignesc, sunt convinsă că se pricepe și la asta, dar înțelegem cu toții. Ok. Și mai e zona 3. Zona 3, te rog. E vorba despre decizii, despre alegeri, despre a scoate acest fatalism afară. E despre eu aleg, nu alții mă fac să mă comport într-un anume fel. Uite, inclusiv prin ce spunem noi copiilor, țip la tine pentru că m-ai enervat. Tu m-ai enervat. Tu m-ai enervat. Deci noi așezăm controlul nostru în mâinile altora. A, sigur i-am răspuns participantului la trafic pentru că m-a înjurat. Nu, el doar te-a înjurat sau ți-a vorbit urât.
tu ai ales sau nu să-i răspunzi. Asta mi se pare important pentru asumarea unui anumit comportament. Tu alegi cum te comporți, nu te fac ceilalți să te comporți într-un anume fel. Cum, dacă alegi să încalci o regulă de circulație, ai ales să plătești amendă. Nu este ghinion, a fost poliția în intersecție. Nu e niciun ghinion, ai ales această consecință. În momentul în care creștem controlul unei persoane și înțelege că are de ales în fiecare zi, în fiecare moment, avem de ales calea asta, asta sau asta și ne asumăm ce facem pe calea respectivă, asta crește puterea unei persoane, controlul interior. Și atât avem trei fundamente, trei piloni importanți pentru stima de sine. Mulțumesc foarte mult! Suntem pe final și din nou te forțez să alegi între inimă și minte. Eu nu voi fi forțată, voi alege. Așa este. Și voi mă bucur. Nu știu, inima. Ca de obicei, inima. Voi alege inima. Da. Poate o să mai vin vreodată la tine în emisiune, dacă mă mai duci, o să spun. Și de ce aleg eu mereu inima? Așa. Ce alt citat mai bun decât acesta se putea? Și al cui altul decât al lui Isus? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Poți să iubești? Poți să iubești dacă nu te iubești pe tine? Uite, dacă din tot ce înseamnă religie, ortodoxism, ortodoxia, am luat acest citat, am înțelege pe cine avem de iubit în primul rând și am înțelege la cine avem de lucrat în primul rând și am înțelege că lumea din jurul nostru este doar o reflexie a cine suntem noi pe dinăuntru și că noi suntem co-creatori ai existenței noastre. Așadar, dacă plecăm de la noi înșine, nu avem decât de scos iubirea afară pentru ceilalți. Și mulțumesc pentru și eu mulțumesc. Acest citat. Da, și am constatat că stima de sine este întărită într-un mediu de iubire necondiționată. Categoric, da. Absolut. Mulțumesc, Urania, mulțumesc și te mai aștept și cu alte ocazii. Cu mare drag, revin. Și mult succes în proiectul All About Parenting. Așa să fie. Dragi prieteni, iată-ne la final. Vă dorim o viață echilibrată, o viață împlinită și stimă de sine într-o inimă cu minte. La revedere!